Bună ziua tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Astăzi, sâmbătă, 26 octombrie, zi în care vreau să vă arăt cum am obținut aceste bucle și tot astăzi, adică la noapte, se va schimba ora legală și în România și aici la mine în Italia. Dar înainte de a vă arăta cum am obținut buclele mele, care este trucul sau șmecheria, voiam să vă arăt că am primit un pachet din Germania, un cadou de la cumnata mea din Germania, care ne-a trimis acest pachet destul de mare și destul de greu. Nu a vrut să-mi spună ce a pus înăuntru, așa că va fi surpriză pentru mine și pentru voi. Kitty, pisica mea, bineînțeles că este foarte curioasă și trebuie să asiste la tot, mai ales că îi plac cutiile de carton foarte mult. Aici am primit niște plicuri de sos pentru carne. Sunt niște sosuri foarte bune, au un gust de afumat, de carne, de afumătură, sos care se face cu apă, deci este un fel de praf care se amestecă cu apă, se pune la fiert și se obține acel sos care se pune peste carne. Am primit niște cârpe de microfibră de șters praful. Și aici este surpriza despre care spunea cumnata mea, îmi tot spunea că sigur mie o să-mi placă ceea ce mi-a trimis ea cadou și că o să mă surprindă în mod plăcut. V-am spus, Kitty e prezentă, îi plac cutiile foarte mult, am lăsat-o să facă inspecția de rigoare și să vadă și ea ce am primit în pachet. Da. Așa. Deci până Kitty își termină numărul, mă gândesc să desfac acest pachet surpriză, din care se vede că este o gentuță, parcă, dar aș zice să o scot pe Kitty, că până ea să ia singură o să treacă mult timp, o să aștept mult și bine. Alte cârpe de microfibră foarte bune pentru curățat, pentru praf, mi-a trimis toate culorile, sau cel puțin 5 culori și aici faimoasele paste spețel foarte bune, pastele nemțești care da, sunt în pachet de 500 de grame, de jumătate de kilogram, pe care eu le voi găti cu sosurile trimise de la tot de la cumnata mea. O altă cârpă și de culoare albastră, de șters, tot de microfibră, am și una galbenă. Ea a trimis aceste cârpe pentru curățenie, știind că îmi place foarte mult să fac curățenie și folosesc aceste cârpe, și pentru a ambala cât de cât compact și etanș toate produsele din cutie. Ea este maestră la
făcut ambalajele, l-a ambalat foarte bine, le așează cu grijă toate lucrurile. Aici am ciocolată Toblerone, de care îmi cumpăr de obicei din aeroport când plec în călătorie sau când vin din călătorie. Toblerone simplu și cu alune, este o ciocolată de o calitate foarte bună. Dacă nu mă înșel, este elvețiană, sinceră să fiu, nu mai mi-aduc aminte. Și mi-a trimis paprika, adică boia de ardei dulce, pentru că a văzut ea la un moment dat că eu pe carne, pe cartofi nu am pus paprika dulce și s-a gândit că probabil nu am și o să-mi facă plăcere să-mi trimită. Iar aici am niște condimente pentru cartofi, pomes. Să condimentez cartofii cu aceste condimente speciale nemțești. Aici sunt cârpele de microfibră, da, abia aștept să fac curățenie și iată cutia surpriză de la Rosaria, ca să-i spun și numele cumnatei mele. Aici are o feronerie în metal argintiu care va trebui să-l desigilez. Îmi place să iau sigiliile de celofan care se lipește. Am găsit și trucul ca să deschid această cutie, dar ce-o fi această cutie? Ce-o fi? Îmi place culoarea. Wow! Este o cutie de bijuterii. Da, sigur că îmi place. Ea știe că eu ador bijuteriile și s-a gândit că este un loc ideal ca eu să le pot ține. Deși eu în casă țin bijuteriile în casa forte sau în safe, de obicei. Dar este binevenită această cutie de bijuterii, mai ales că nu am una așa de frumoasă. Este splendidă, spectaculoasă, are și o oglinjoară în care să mă văd în momentul în care voi pune cerceii sau bijuteria. A venit această cutie și cu o cârpiță de șters oglinda, presupun, sau de șters bijuteriile, dar eu tare cred că este vorba despre oglindă. Tot încerc să văd care și cum se mai deschid aici toate aceste compartimente. Are destul de multe și pe foaia de instrucțiuni scrie și numărul bijuteriilor pe care poți să le pui în interior. Câți cercei, câte lănțișoare intră și așa mai departe, brățări și ce-o mai fi. Conilieta la mama. Yeah.
Și a venit momentul să vă spun și să vă arăt metoda mea cu care mi-am încrețit părul. Eu sunt foarte, foarte încântată și o să vă arăt și vouă cum am procedat. Abia am așteptat acest moment să vă arăt pentru că eu l-am probat în trecut, mi-a plăcut și am zis să vi-l arăt și vouă. Ieri seară m-am spălat pe cap pentru că este nevoie în momentul în care îmi fac bucle să am părul proaspăt spălat și strălucitor. Am folosit pentru pielea scalpului un produs de la farmacie, dar îl puteți găsi și la magazinele cu produse cosmetice. Da, este o marcă italiană, un produs care vine în fiole, am aici 12 fiole, pentru tratamentul scalpului capului și automat pentru firele de păr. Deci cu acest lichid pe care eu îl voi turna așa cum se vede în acest video, la fiolă am pus un aplicator din plastic astfel încât să poate fi ușor distribuit pe pielea capului. După cum vedeți, reușesc destul de bine. Nu mă văd, dar intuiesc, simt unde cade picătura pentru că este rece, dar nu durează mult și în câteva secunde se activează pe pielea capului astfel încât simt usturime. Încep să mă masez pentru a reuși să fac să intre tot lichidul în scalp și ustură ca și cum ar fi un spirt. Vă dau așa un termen de comparație, să știți cam cu ce seamănă. Nu mi-am mai făcut cu fiole, dar mi-am pus tot felul de produse pentru pielea scalpului, mai ales pentru faptul că eu mă vopsesc de atâția și atâția ani, este normal să îngrijesc foarte bine și pielea capului și părul și rădăcina firelor de păr și așa mai departe. Mai ales că părul meu cu timpul s-a mai subțiat în urma vopsirii frecvente, adică mă vopsesc în fiecare lună de foarte, foarte mulți ani. Fie vopsesc, fie decolorez mai mult decolorat decât vopsit. Și cum am trecut la o culoare mai deschisă de păr, la blondul deschis, foarte, foarte deschis, cel puțin nuanța care se găsește în comerț 011 de la L'Oréal, Excellence de L'Oréal, rezultatul este acesta. Voiam să vă mai arăt și acest ulei de la Sunsilk, care dă strălucire. Voi pune câteva picături în palmă, după care voi aplica aceste picături de ulei pe firele de păr. O să insist așa peste tot, o să pun puțin peste tot. Mi-este teamă să pun prea mult pentru că nu vreau să încarc părul. Da, sunt sfătuită să-l aplic și pe părul ud acest ulei, vedeți că a rămas palma uscată, și apoi câteva picături și pe părul uscat, dar eu nu am mai făcut-o. Și deci îmi usuc părul, având grijă să reglez acest fön, care are posibilitatea de a-l regla pentru aer rece, cald sau fierbinte, având grijă să-l reglez să fie cu aer cald. Avem nevoie de o pereche de ciorap mai vechi. Eu i-am luat pe aceștia roșii, pe care o să-i tai, i-am tăiat deja, voi puteți să-i tăiați în acest fel.
în aceste două locuri și o să vă arăt imediat cum se aplică, cum se pun pe cap. După ce am pieptănat bine părul pentru a-l netezi, am luat spumă de păr de la Intesa Styling, care are extract de urzică și alt ingredient foarte bun pentru firele de păr, așa cum sunt ale mele, mai consumate, să spun așa, și mai subțiri. Trebuie să agităm puțin flaconul, deși spuma a ieșit puțin mai lichidă. Asta și datorită faptului că nu l-am agitat foarte bine și mai ales faptul că folosesc foarte rar acest produs, aproape că va trebui să îl consum cât de repede posibil ca să nu iasă din termenul de garanție. După ce am aplicat spumă și am despărțit părul în două părți, am luat ciorapii pe care vi-am arătat și pe care i-am tăiat în acest fel și o să îi pun pe cap. O să-i pun în acest fel. Am scos deci coama de păr din partea stângă prin orificiul pe care l-am creat tăind cu foarfeca și urmează cu cracul ciorapului să înfășor coama de păr, coada mai bine zis, în jurul ciorapului, după cum se vede în acest video. Și apoi voi înfășura din nou, îl voi roti de vreo 2-3 ori cât permite, după care capătul am să încep să-l învârt ca să pot să fixez bine, să stea în timpul nopții, pentru că urmează să merg la culcare și să dorm cu toate aceste chestii în cap, cu aceste două codițe de ștrumf în cap. Capătul ciorapului, bineînțeles că va trebui să îl tai cu o foarfecă. Mă duc să iau foarfecă. Și capătul ciorapului astfel tăiat, înlăturat, se poate înfășura foarte frumos, foarte bine. Codița formată, împletitura și eu o fixez și cu un elastic. Puteți să-l fixați mai bine cu altceva ce aveți voi pe acasă. La fel procedez și cu cea de-a doua codiță din partea dreaptă. Dimineața! Haideți să desfacem, să vedem cum a ieșit părul care a stat
o noapte întreagă, făcut în acest fel. S-a mai desfăcut aici, în partea dreaptă. L-am mai prins eu. În timpul somnului m-am învârtit în pat, este normal. M-am răsucit dintr-o parte în alta. Dar aceste mici coculețe nu mă deranjează, pentru că le-am poziționat mai sus, astfel încât eu să pot să dorm în acest fel. Deci acestea fiind sus, dormeam în acest fel și nu m-a deranjat. Haideți să dăm și această pereche de ciorapi jos. Ah, ce bine este, m-a strâns puțin la urechi. Oh, foarte, foarte frumos. O să folosesc acest fixativ de la Velaflex. L-am ținut în baie și s-a luat acest luciu. În baie este umiditate, dar să fac altfel. Să încerc să mă piaptăn. Acest fel. Faptul că am spreiat dedesubt acest fixativ de păr îi conferă părului mai mult volum. Cărarea văd că s-a păstrat, dar s-a mai și stricat. Am aici oglindă lângă mine, așa că pot să mă uit și să verific. Nu, s-a deplasat un pic cărarea. Ok. Mai o să spreiez puțin spray ca să țină mai mult. O să vă arăt și în spate cum a ieșit. Ok. Voi mai folosi și acest spray pentru luciu. Sper că focalizează, de la Londa. Și în spate arată așa. Voi folosi această trusă de la Vini. Așa arată. Acestea sunt culorile. Am folosit-o foarte puțin, aproape că și a ieșit și din termenul de garanție. Știți că orice produs cosmetic are maxim 2 ani, între 6 luni și 2 ani termen de garanție. O să îmi fac, o să aleg această nuanță de argintiu.
Machiajul pe care l-am ales pentru astăzi va fi foarte, foarte discret, doar cât să sublinieze faptul că este o zi mai specială, adică este sâmbătă și a venit weekendul, mi-am făcut și părul, expre pentru a vă arăta metoda cu ciorapii. Cred că este bine, mai trebuie puțin aici. Voi folosi acest creion de la Pupa. Vi l-am arătat în videoul trecut. Eu ador aceste creioane. Încep din exterior și îmi fac practic colțul ochiului. La acesta voi începe invers. Încep întâi să trasez colțul care, vedeți, acesta a ieșit mai în sus, acesta a ieșit în acest fel. De aceea trebuie început în felul ăsta. Haideți că vă arăt rezultatul la final. Da, așa. Și acum voi folosi un rimel. O să vă scriu eu de unde este, pentru că nu reușesc să mai citesc Big Lashes. Ok. Îl folosesc destul de rar și începe să se usuce. Așa este periuța. Este puțin cam uscat. Să vă arăt metoda mea, ce fac în cazul în care este uscat. Aplic, folosesc aceste picături de ochi. Acestea sunt pentru ochi. Este pentru retină. Activează și împrospătează, diminuează ochii roșii și obosiți. Deci eu pentru asta folosesc acest retin activ, dar nu numai, pentru că mai am și acesta pe care mi l-am cumpărat de curând. Acesta se cheamă Eufralia Ochi Roșii. Da, l-am luat din când am fost în călătorie din nordul Italiei și de la o farmacie de acolo. Încă nu l-am probat, deci ăsta trebuie să mi se termine. Și acum este o ocazie să îl termin. Deci chiar să îl termin. Uitați cum procedez. Vă arăt și vouă acest truc care funcționează. Este foarte, foarte bun. Puneți picături de din această soluție pentru ochi. Ok. După care agitați, agitați bine. Și dacă mai trebuie, adăugați. Mi se pare destul de lichid și mi se pare că deja și-a dat drumul. Haide să mai agit puțin. După cum ați văzut, am stins lumina aici în camera de dormitor pentru că am lumină care îmi vine din acea parte. Lumina nu este foarte bună, dar o să mă poziționez invers când am să vă prezint alte lucruri în acest video și o să avem lumină bună. Eu sunt întoarsă pentru că aici am oglinda principală și aici mă pot vedea bine. Pentru că este nevoie de o oglindă bună, de lumină bună și de dexteritate ca să te machiezi. Eu mă machiez mai rar în ultimul timp, dar când o fac, îmi place să am lumină bună. Ia să vedem. Oh, ok. Deci să continui.
Am luat un bețișor pentru că aproape mi-a intrat în ochi. Aceste bețișoare pentru urechi sunt foarte bune pentru ochi, pentru curățatul ochilor, în timp ce vă machiați. Cred că știți deja. Am reușit să bag puțin rimel și în interior. Ok. Trebuie făcut această mișcare. Ok. Și acum, în partea cealaltă, după ce termin, vă arăt rezultatul. Suntem în octombrie, se pare că postez mai des pentru că timpul îmi permite, am avut niște zile libere la servici, așa că am profitat de acest lucru să vin la voi cu chestiuni și cu idei care le lăsasem puțin deoparte să aștepte până când le-a venit momentul. Da, suntem în 25 octombrie, ca să precizez data așa cum fac eu de fiecare dată, asta ca să avem așa o idee temporală, cum suntem situați în timp. Pentru mine timpul este foarte important, îi dau importanță. Și mâine este sâmbătă, în 26 octombrie, este ziua în care, în timpul nopții, se dau ceasurile înapoi. De la ora 2 noaptea la ora 1 noaptea, deci înapoi cu o oră. Asta se va întâmpla și în România. Asta, la fel, se întâmplă și în Italia. Deci este ora legală și este necesar să se facă, se face de ceva ani încoace acest lucru. Și o să vă spun și avantajul pentru care este ales weekendul în loc de zilele din timpul săptămânii. Se alege sfârșitul de săptămână cu acest schimb de orar pentru că este mai ușor pentru noi persoanele să ne adaptăm la noul program. Totuși o oră pe care o dormi mai puțin sau pe care o dai în urmă, organismul o simte. Așa că în timpul weekendului se presupune că persoanele sunt acasă, la odihnă, nu lucrează, deci nu este o zi laborativă, lucrativă, așa că persoanele, oamenii au timp să-și regleze ceasul biologic și să se adapteze mai ușor la acest nou program care de luni începe cu o zi de serviciu, o zi de lucru. Apoi se evită întârzierile de la servici. Dacă ar fi în timpul săptămânii acest schimb de program și sunt persoane care nu urmăresc nici, nu se uită nici la televizor, nici pe telefon, le scapă acest amănunt, care totuși este un amănunt important, pot să întârzie de la servici, de la treburile pe care le au și treburi importante care i-ar face să întârzie o oră din toate părțile. Ce s-ar întâmpla dacă avioanele sau trenurile nu ar mai pleca la ora pe care, la ora legală, ora știută, și ar pleca cu o oră mai devreme? Deci toți ne corelăm la acest schimb de ceas regulamentar sau legal, ora legală.
Apoi, un alt aspect pentru care ora legală este aleasă în timpul weekendului și nu în afara, în timpul săptămânii. Da, a trebuit să mă întrerup. A sunat cineva la ușă, așa că am fost să văd. Așa, deci vom ajusta ceasurile cu o oră în urmă și pentru faptul că se scurtează zilele și se prelungesc nopțile. Deci și acesta este motivul, dar cred că toată lumea deja știe, pentru că în țările Europei noi obișnuim să mutăm ceasurile. După cum vedeți, sunt aici în acest cadru al meu, în acest colțișor, să zicem, în cealaltă parte a oglinzii, pentru a vedea faptul că am făcut declutter. Ce înseamnă declutter în engleză? Înseamnă curățenie și renunțarea la lucruri, obiecte care ne împovărează, ne îngreuiază viața, obiecte pe care le ținem, le păstrăm, le conservăm într-un loc al casei, în debarale, sub pat, cine știe în ce colțișoare ale casei, aceste lucruri nu fac decât să acumuleze praf, să ne împovăreze gândurile și să ne simțim foarte grei, să ne simțim prinși în trecut, captiv emoțional și cu o stare de spirit nu foarte bună. Tocmai acest lucru face ca și curățenia și renunțarea la obiecte. Țineți minte cât de multe lucruri aveam eu aici puse pe această comodă, care este albă, trebuie să are linii curate, peretele este alb. Este bine să fie cât mai lejer lăsat, cât mai aerisit, tocmai pentru a limpezi gândurile și de a-mi da o stare de relaxare și de bine, mai ales pentru faptul că sunt în dormitorul principal. Având alte două dormitoare, acesta este dormitorul matrimonial, în care este patul matrimonial, șifonierul matrimonial, oglinda cea mare, deși mai am o oglindă mult mai mare în sufragerie. Eu ador oglinzile astea ca o paranteză rapidă. Și voiam să vă arăt și faptul că am schimbat culoarea acelor suporturi sau mensole, cum spunem în italiană, de obiecte, numai puțin să mut camera. Ia uitați, acele dulăpioare, rafturi, mensole au fost de culoare portocalie. Le-am vopsit în această săptămână cu vopsea albă și au devenit din portocalii albe. De ce? Pentru că eu am avut acest perete care acum este cu tapet de culoare alb-gri perlat și cu model clasic. Acest perete, repet, a fost de culoare portocalie. Nu foarte intens portocaliul, dar oricum portocaliu. Așa că, schimbând culoarea acestui perete din dormitor, automat și accesoriile care le avusesem în acea perioadă a trebuit să le schimb, pentru că nu mai dădeau bine în acest ansamblu. Ce-a mai rămas cu puține nuanțe portocalii se vede la aceste lămpi, care sunt o imitație de lămpi de sticlă Murano, de vitralii din acelea foarte, foarte apreciate, adorate și foarte scumpe. Deci acestea fiind imitație, mie mi-a plăcut foarte mult, au în compoziția lor bucăți de sticlă, cum ar veni, de culoare portocalie. Asta este referitoare la
ceea ce am asortat eu cu foarte mult timp înainte. Mai am o pernă de culoare portocalie, un portocaliu pal și gata, am terminat cu portocaliul pentru că am schimbat și draperiile și perdelele din această cameră. Nu vă mai spun covertura pentru că aveam și covertură portocalie, așa că am trecut la acest gri perlat, gri argintiu și... Iată-mă chiar astăzi asortată cu ceea ce tocmai vă spuneam. Alb, gri, un gri perlat și negru. Negru, fac referire la mobila mea neagră, un fel de negru cu niște inserții de culoare albastră, ceva perlat. O să vă arăt imediat culoarea mai de aproape a lemnului de la mobila mea. Este de fapt un lemn pal, nu este lemn-lemn, cu porțiuni din plastic și de metal, cu oglindă, dar cei care sunteți aici la mine pe canal cunoașteți deja mobila mea de dormitor, doar că mă refeream la culoare și vă arăt acum culoarea lemnului. Da, ia uitați, aceasta este... După cum vedeți, are niște inserții de culoare argintiu-gri, acest lemn, dar de fapt nu este lemn, după cum, repet, este un pal. Aici este partea din plastic care o are acest pat, probabil este greu de realizat acestea din lemn, deci este un fel de plastic mai dur, și aici este partea metalică. Are motivul acesta de fundiță, exact cum sunt mânerele de la sertar. Acesta este un mâner de la sertar. Așa, acestea sunt mânerele. Și am aici, la acest șifonier, am mânerele tot de această formă. Da, și pentru că am făcut curățenie și declutter, chiar și în cabina armadio, adică în dressing-ul meu, am dat peste o rochie. Cei care mă urmăriți, ați văzut pe Instagram că am și spus acest lucru. Rochia este dintr-o dantelă, are niște mărgele foarte drăguțe aici. Are cupe buretate, apoi are un fel de mătase transparent aici, foarte frumos pune în evidență. Aici în spate are spatele gol, nu știu dacă vedeți, da, o să vă inserez eu și o fotografie. Dar trebuie să le găsesc pe acelea în picioare, bineînțeles că este rochie lungă, și de la genunchi în jos este transparentă. Deci, după cum vedeți, dantela aceasta e transparentă. Aici, pe interior, în interior, are o jupă care este, de fapt, nu până la genunchi, deasupra genunchilor. Este foarte frumoasă. Am purtat-o cu atâta plăcere, mai ales că mie roșul îmi place foarte mult. Este fără mâneci. La mânecă este bordată, are un... bordată. Are o bordură tot așa din mărgeluțe și paiete cusute, la fel ca și la gât, la fel ca și pe margini aici, și pune în evidență, mai ales că pe margini tot așa are transparent, îți face un corp de sirenă. Bineînțeles că este o mărime foarte mică, deci după cum vedeți, este foarte îngustă, deci trebuie să o doresc să o dăruiesc cadou sau să o vând pe Vinted. Am tot auzit vorbindu-se de acest site, așa că o să încerc și eu să vedem dacă voi reuși. Și apropo de declutter și de haine de dat sau de vândut, ia uitați ce am aici, ia uitați câte haine am de dat sau de vândut. Da, o să trebuiască să văd ce fac cu acestea.
Mai am și acest coprispala, cum se spune, această hăinuță cu mâneca clopot. Am avut-o, eu am îmbrăcat-o în Dubai. Dacă mai găsesc fotografie, o să vă pun și aceea cu Dubaiul. Am această rochie pe care eu am adorat-o. Aceasta este supraelastică. Uitați ce spate gol până la fund. Am purtat-o cu foarte mare plăcere. Uitați și în spate cum este. Aici are cupe buretate și a fost lungă. Am tăiat-o eu. Deci aici am tăiat-o jos pentru că mă săturasem să o port lungă. Îmi ține foarte, foarte mult cald. Așa că am preferat să o tai și să o mai port și scurtă. Ar fi această bluziță, acest maieu din satin negru. Am, de fapt, costum, pantaloni, care încă îmi vin bine. Aici mi se pare că nu prea mai îmi vine bine, este foarte, foarte decoltată pentru mine. Am și haină din satin cu cordon, este o haină mai lungă, tip jachetă, care mi-a plăcut foarte mult de-a lungul timpului. O am, o păstrez, o îmbrac din când în când, mai rar, bineînțeles, dar pot să spun că mi-a făcut mare plăcere să o am și să o port. Să le port, pentru că sunt mai multe piese, așa cum vă spuneam. Apoi am o altă roche tot roșie, pentru că eu eram înnebunită după roșu. Este tot satin. Aceasta o dau pentru că m-am plictisit, am purtat-o de multe ori, sau poate o să mai o păstrez. Am avut-o la două evenimente. O nuntă în Sardenia, în insula Sardenia, și încă la un eveniment. După cum vedeți, este scurtă acum, dar a fost lungă, am tăiat-o și am purtat-o și scurtă. Deci am purtat-o o dată lungă și o dată scurtă. De obicei nu-mi place să apar de două ori cu o ținută, cu aceeași rochie, de aceea le și dau și îmi cumpăr altele. Apoi se mai adaugă faptul că am mai pus așa ceva pe mine, nu foarte mult, pentru că eu nu m-am îngreșat în timp, m-am menținut foarte bine, țin la dietă, țin la mine, mă iubesc foarte mult și am grijă, pot să spun că am grijă de mine, de alimentație, de cum arăt și faptul că nu aș vrea să fiu niciodată grasă și nici nu cred că voi fi vreodată în viața mea. Aș mai avea această bluză de dat, de dăruit, care are volan așa și se aplică pe umăr. Îmi este strâmtă, de aceea o dau. Am o geacă, deci cum mă repet, am haine care nu mai îmi vin bine. Aceasta este o geacă mai scurtă, este dintr-un doc alb, are mânecile 3 sferturi și se poartă deasupra unei rochii. M-am lățit în umeri și nu mai îmi vine bine. Aici am un sutien, este mai vechi, de mers la plajă, un costum de baie, cum ar veni. Aici am o haină roșie, am îmbrăcat-o, cred că de două ori în toată viața mea, de două ori. Din păcate, este dintr-o mătase foarte frumoasă, foarte bine lucrat. L-am cumpărat de la Piața Sudului, de la Big Berceni din București, din România, dar din păcate mi-a rămas mic, la fel ca și această bluză, care este de plajă și mi este strâmtă, strâmtă. Deci o bluză de plajă care este peste, care se poartă peste costumul de baie, practic este bluză rochiță. Așa, are un model foarte frumos în față, are niște paiete și mărgele cusute, este în V, are o culoare frumoasă și culoarea vinetelor cu acest
cum să-i spun, culoare muștar și este scurtuță, este crăpată pe părțile laterale, mi-a plăcut foarte mult, am luat-o de câteva ori, dar din păcate îmi este strâmtă. Este transparentă fiind pentru plajă. Aici am tot ce vă arăt, este de dat, de dăruit sau de vândut. Aici am o geacă, uitați, este frumos materialul pentru că este licra, este negru cu fire de argintii, de licra și se poartă tot așa peste o rochie cu bretele sau fără mâneci, tip bolero sau... geacă, bolero, coprispala în italian. Am aici o fustă, este atât de veche că m-am plictisit de ea. Este de jeans, dar după cum vedeți este model vechi. Nu este problemă că este model vechi pentru că vintage-ul se poartă, dar îmi este puțin strântă și nu mai îmi stă bine. Asta este ideea pentru care eu renunț la haine, nu pentru că ar ieși din modă. Nu este cazul pentru că, repet, moda se reia după 10 ani, din nou se poartă acele lucruri, dar problema este că nu mai îmi vin. Am o rochie, este supraelastică, este neagră, o am eu într-un video în care am fost plecată ori în Siracuza, ori în Noto. Dacă găsesc acel video, sigur îl găsesc, doar este într-unul dintre cele 215 vloguri pe care eu le-am făcut. Nu sunt multe, nu sunt puține. Și acolo am această rochie pe care vreau să o dăruiesc deoarece îmi este strâmtă și într-adevăr o am de foarte mulți ani, nu mai vreau. Iarăși o fustă foarte frumoasă, este partea aceasta de jos, vedeți ce drăguț este, practic dantelă de jeans. Este o fustă de jeans care este peste genunchi, este deci midi, dar îmi este strâmtă, mă ține aici foarte, foarte mult și iasă practic... șunculițele, să spunem, eu nu am multe șunculițe, dar ceva, un fir de celulită tot am. Haideți să ne exprimăm mai elegant și să numim șunculițele celulită, pentru că practic celulită se cheamă. Deci sunt niște celule de grăsime care se pun pe abdomen. În general, femeile avem această, este șifonată această fustă, este o fustă neagră dintr-un material subțirel, așa de bumbac negru, are niște capse cam peste tot. Este un material care se șifonează foarte tare, nu că nu-mi vine bine, dar parcă mă plictisisem de această... Parcă m-am plictisit de această fustă, am purtat-o, bineînțeles, și pe aceea de vreo două ori. Am aici o cămașă care, ce să vă spun, mi-a plăcut foarte mult. Este de inspirație Dolce Gabbana. Uitați ce frumos este aici, ce frumoasă este la gât și năsturei. Năsturei, ce frumos sunt. Nu știu dacă îi vedeți, haideți să apropii. Și modelul este foarte drăguț, doar că mâneca este foarte frumoasă, doar că o voi dărui, o voi face cadou. Același lucru pot să spun despre acest bolero, deși îmi este încă bun și cum se poartă culoarea burgundia, uitați mâneca cum este, este 3 sferturi și apoi aici se face clopot. Are un singur nastur cu care se închide aici și în rest este deschisă și este mai scurtă, cum ar veni crop top. Aici are model în dungi, deci restul este cu flori și aici jos are niște dungi.
Cine și-aduce aminte această bluză? Își aduc aminte doar cei care m-au urmărit pe canalul meu. Este bluza cu care eu am plecat în Dubai. Haideți să vedem ce mai am. Mai am o bluză dintr-un mohair. Mai țineți minte mohairul? Uitați ce model frumos are pe mânecă. Este superb. Deci este chiar vintage, dar din păcate, aici are un defect, s-a rărit țesătura și puțin mai sus are o pată de cafea sau ce-o fi fost, care nu am reușit să o mai scot cu toate insistențele mele, nu am reușit să o mai scot. Asta este o cămașă care, uitați, este transparentă, este neagră, are mânecile transparente, așa sunt, vedeți, dintr-o mătase. Aici, în față, pe părțile laterale și pe partea stângă și pe partea dreaptă, are o broderie din fir de mătase și cusut cu fir de mătase, brodat și cu paiete, cusute paiete din loc în loc. Are un model foarte frumos. Gulerul s-a mai, nu știu, s-a mai boțit, s-a mai, datorită spălării, bineînțeles că nu l-am purtat foarte des și l-am spălat la mână, dar cu toate astea, ceea ce a avut pe dedesubt, întăritura aceea de la gulerul de dedesubt, s-a strâmtat sau nu știu ce s-a întâmplat, s-a învechit, așa că nu mai stă chiar foarte elegant, foarte frumos. Și ultimul lucru care îl mai am de dat, am o pereche de jeans, uitați, sunt noi, cu etichetă, jeans care lui Gaetano, soțului meu, nu i-au venit. Măsura care i-am luat-o nu i-a fost bună, i-au fost cam strânți. A spus că îi poartă, între timp s-a îngrășat, sunt de tip cargo, are două buzunare laterale, deci vedeți cele două buzunare și aici și pe cracul acesta, are buzunarele așa pătrățoase în spate și are așa buzunar clasic în față. Sunt largi, sunt frumoși, aș fi vrut să-i port eu, dar totuși îmi sunt largi în față, pentru că sunt măsura 52, dacă nu mă înșel, de aici nu pot să-mi dau seama de măsură. Da, am zis bine, măsura 54, da, și aceștia voi face cadou. Cam astea sunt lucrurile pe care eu le-am strâns ca și declutter. Bineînțeles că o să urmeze și un video cu produse terminate. Am o plasă la fel de mare cu produse terminate. Aș fi vrut să vă arăt și vouă. Aș vrea să vă arăt și vouă, nu aș fi vrut. Nu. De ce să vorbesc la trecut? Deși am început să adun aceste produse terminate într-o pungă mare, și pe măsură ce s-a umplut punga, deci am început acum vreo lună și ceva, ba chiar două, pe măsură ce s-a umplut această pungă cu cutii, cu sticle, borcane de la produse care eu le-am folosit și le-am terminat, aș vrea să le aduc în atenția voastră și să vă arăt cam ce produse folosesc eu și produse de curățat, produse cosmetice și așa mai departe. Cam asta a fost pentru astăzi, pentru video din această zi și din această săptămână. Este weekend, așa că vă doresc un weekend splendid, minunat. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like și înscrieți-vă gratis la canalul meu.
Până data viitoare, vă îmbrățișez cu mult drag și vă salut! Ciao!